Bună seara, bun găsit la o nouă ediție a Dale Buzoianului în această seară. Evident, fiind în prag de weekend, ne ocupăm de un domeniu la fel de afectat de altfel de coronavirus și anume de sport. Discutăm în direct cu doi oameni care sunt nevoiți să stea acasă, deși în viața de zi cu zi sunt doi indivizi care au o activitate foarte, foarte intensă și zilnică. Îi vedeți și dumneavoastră, îi salut și eu. Bună ziua, domnule Timiș, bună ziua, domnule Mihăilă. Vă mulțumesc în primul rând că ați acceptat să fiți cu noi în momentele astea. Chiar și de fiecare dată, o repet, chiar și în plină criză de coronavirus, fiecare are câte ceva de făcut pe acasă. Vă salut și și încep cu o întrebare care poate părea banală sau putea părea banală în urmă cu o lună, o lună și ceva. Ce mai faceți? Bună ziua! Las pe domnul Timiș. Mulțumesc! Bine, mulțumim, bună ziua tuturor! Ce să facem? Ne ocupăm timpul. Exact ce ai spus mai devreme, Andrei, suntem doi tipi foarte activi. Coco, mult mai activ, că este deja în funcție și în plină meserie. Ne vine greu, sincer. Ne vine greu. Oricât aș încerca așa să mă potelesc, să fac mișcare prin casă. Am făcut eu un program. Trebuie să fiu sincer, nu prea mă țin așa de el, pe cât aș fi vreo. În rest, așteptăm să treacă cu ajutorul Dumnezeu să fim toți. Da, terminăm cu bine perioada. Domnul Mihăilă, sunteți la Buzău sau sunteți acasă în Ardeal? Nu, sunt la București. A, sunteți la București, în capitală. Mare, da. După meci cu Baia Mare am plecat, m-am alăturat familiei și de atunci am mai ieșit o singură dată la cumpărături. Sunt momente grele, dar noi cred că sportivii, așa cum a spus și domnul Timiș, în ciuda faptului că am fost și suntem și sunt convins că vom mai fi activi și puternici, am știut să ne modelăm tot timpul în momente grele și să ne găsim resursele să ne putem echilibra, într-un cuvânt, în orice moment dificil. Da, dacă citeam astăzi, dacă fotbalul cel puțin despre handbal, nu știu, sincer să spun, nici nu am căutat foarte mult, dacă fotbalul n-a reușit să fie întrerupt, la campionate mă refer de cel de-al doilea război mondial, s-a jucat în Germania, s-a jucat în Italia, în Spania s-a jucat tot războiul mondial, campionatul spaniol, iată, coronavirusul ăsta paralizează absolut toată planeta, cu excepția, nu știu, se mai joacă prin Belarus și prin Albania, fotbal, handbal, nu știu dacă se joacă. Cum vă vine să credeți că trecem printr-o situație de genul ăsta? Te rog să repeți întrebarea. Da, dacă vă vine să credeți că trecem printr-o situație de genul ăsta în care tot sportul să fie paralizat. Este incredibil. Îți dai seama că nimeni nu cred că s-a gândit la așa ceva, dar uite că ne lovim în viață de multe. Noi ca fost sportiv, ca și antrenori, am văzut multe. Credeam că am văzut multe la viața noastră, dar uite că viața e plină de surprize și exact cum spunea domnul Mihăilă, noi ar trebui să fim un exemplu, pentru că am oarecum, prin natura meseriei, a profesiei, am trecut prin momente oarecum asemănătoare, adică că erau momente când trebuia să ne adunăm toți, să ne motivăm, să fim uniți. Cam același lucru încercăm să transmitem și noi acum tuturor. Da, vă rog, domnule Mihăilă, se mai joacă handbal pe undeva din cunoștințele dumneavoastră? Nu cred. Din cunoștințele mele și din tot ceea ce am citit sau m-am interesat, în momentul de față este oprit absolut tot. Și rămâne la latitudinea fiecarei federații ceva decide cu ceea ce a rămas și implicit viitor. Apropo de fete... Aș fi crezut nici eu că vom trece prin astfel de momente, dar știți cum e, în ziua de astăzi, în secolul 21, războaie nu se mai țin cu arme, se țin cu altfel de lucruri. Cred, nu știu. Da, apropo de federație, aveți vreo veste? Sunt scenarii... Vorbeam, de exemplu, cu domnul Timiș, vorbeam așa tete-a-tet, acum vreo lună și jumătate președintele unui club de fotbal din Franța a propus înghețarea
campionatului, toată lumea credea nebun. E vorba deja Michel Olaou, o personalitate în sportul francez. Ei bine, iată, francezii iau în considerare la ora asta întreruperea campionatului, cu câte meciuri s-a jucat. Probabil că PSG o să fie campioană, iar cele care retrogradează vor retrograda într-un fel pe nedrept, evident, fără să fi jucat meciurile pe teren. E posibil să se întâmple și la noi așa ceva în Liga Florilor? Sunt fel de fel de păreri sau de lucruri care se gândesc în momentul de față la Federația Română de Handbal. Nu am ceva oficial, nu are de fapt nimeni. Eu știu doar că în lume s-au oprit 17 campionate la băieți și 15 la fete. Din punctul meu de vedere este o cea mai bună decizie de a îngheța campionatul așa cum e. Cu tot respectul pentru toate echipele care au participat și participă în această competiție, dar este foarte greu din punct de vedere psihologic, în primul rând, să te readuni pentru a începe ultimele meciuri pe care le-ai mai avea de disputat. Dar vom vedea ce se va întâmpla. Da, domnule Timiș, dumneavoastră nu mai dețineți funcția de președinte al secției de fotbal, șef al secției de fotbal la Gloria, dar bănuiesc că v-ați interesat așa. Mai aveți cunoștințe pe la FRF, pe la Ligă, ce se aude despre fotbalul din România? Pentru că știți cum e, nimeni, acum și cei care decid, se feresc să dea un verdict imediat. Eu știu că astăzi cei de la Federația Română de Fotbal au venit cu o propunere sau urmau să o înainteze celor de la guvern. O variantă să înceapă la sfârșitul lunii mai, să reînceapă campionatul în niște condiții extrem de sigure, la modul să la meciuri să participe numai echipele respective, cu arbitri, totul cu niște măsuri de securitate deosebite. Cred că la fotbal este puțin mai complicat să înghezi fotbalul, dacă și sigur știi, Andrei, ce s-a întâmplat în Belgia, nu? Au declarat câștigătoarea campionatului, iar UEFA a intervenit și a zis, nu, nici vorbă de așa ceva, n-aveți voie, o să trebuiască să reluați campionatul, și cred că este valabil și la noi. Culmea, vă întrerup un pic, apropo de Belgia, acolo nimeni nu contesta câștigătoarea campionatului pentru că Bruges avea, nu mai știu, foarte, foarte multe puncte față de locul 2. Anderlecht nu se afla în primele 3 sau 4. Problema era la cupele europene. Și la retrogradare. Evident, și la retrogradare. Bănuiesc că la noi ar fi și problema cu drepturile de televiziune. Cred că s-au dat bani mulți. Nu cunosc datele contractului și în ce momente s-ar putea încheia un contract de asemenea caz de forță majoră. Eu cred că e puțin mai complicat la noi, iar să dau eu vreo părere, vreo soluție, nu. Da. Păi asta e că acum și șefii de la diferite foruri care decid se abțin deocamdată să dea verdicte. Asta e atmosfera generală. Andrei, problema nu e doar de jocuri în sine. Cum am jucat și meci cu Baia Mare din Cupa României, fără spectatori, problema e de deplasări, de cazări în hoteluri, în masă. Sunt o grămadă de riscuri care și le asume. Doar dacă ar fi doar meci în sine, s-ar găsi, probabil cum s-a jucat, am spus, fără spectatori sau număr limitat de oameni care să participe la acest joc. Dar până acolo mai e vorba de transport, de drumuri, de opriri, de hoteluri. Sunt multe lucruri care trebuie luate în calcul în momentul când se... Da, cert este că activității. Nu știu, ca să înceapă, să zicem, sezonul viitor. Și aici nu mă refer numai la fotbal, la handbal, la toate sporturile în general, mai ales la cele de echipă care urmează o întrecere internă și internațională. Trebuie să se termine cumva cel în curs, dacă putem să mai spunem în curs, cel care tocmai a fost întrerupt. Și tocmai de-aia toți iubitorii sportului așteaptă până la urmă verdicte, să se decidă cine va juca în cupele europene, cine va retrograda, vorba domnului George. Asta e decizia până la urmă cel mai greu de luat. Adevărat, decizii se pot lua decizii, George, dar trebuie gândit din punct de vedere uman. Și noi, ca oameni normali, să spunem, ne va fi foarte greu la o readaptare în societate.
dar minte la niște sportivi care trebuie să intre și să reînceapă să se gândească la fel de fel de lucruri tactice, cât că nu intrăm în detalii acum. Deci va fi greu, părerea. Da, situația este foarte... Nu e problemă, stai liniștit. Bineînțeles că situația e complicată, mai ales pentru voi, antrenori, ce program, ce plan de pregătire pentru sportivi, ce frică de accidentări, etc., ce medicamentație, sunt multe, mulți factori. Dar, nu știu, cred totuși că la fotbal e puțin diferit, că sunt multe, sunt trei ligi, e puțin mai complicat. Da, rămâne, toți așteptăm să vedem vârful ăsta, sperăm să treacă cu bine și cât mai repede și să începem cât de cât o viață normală. Măcar cu, în situația asta să ne dăm și noi seama de importanța sportului și poate s-or gândi și ăștia care ne conduc să mai facă terenuri de sport, săli, să aibă copii unde să crească sănătoși și bine. Știți cum e? Măcar să fi fost așa o decizie a celor care ne conduc, ca în perioada asta în care noi stăm în casă, să apară așa ca ciupercile după ploaie, săli și terenul de sport pe care să ne putem antrena, până la urmă și cei amatori, că mișcarea sportivă și se referă și la sportivii amatori, să putem să ieșim să batem mingea, nu știu, prin curțile școlilor. Să fie terenuri cât de cât bune. În altă ordine de idei, apropo de reînceperea asta, am văzut o decizie destul de comentată a celor de la FRH. Nu știu dacă mai e în vigoare decizia. Reluarea partidelor la 6 zile după ce trece perioada asta de stare de urgență. Mai e valabilă decizia respectivă? Nu știu exact. A fost o informare în partea domnului președinte, că după 7 zile, dar este practic imposibil, Andrei, părerea mea. Evident că ar urma... După 2 luni de stat, e imposibil. S-ar umple infirmeriile, bănuiesc. Da, absolut. Sunt multe de luat în calcul. Și lucrul acesta, în primul rând, nu ai, cum v-am zis, readaparea asta, eu cred că va fi foarte, foarte dificilă pentru toată lumea și pentru sportivi cu atât mai mult, repet. Pentru că să stai atâta izolat și dintr-o dată să ieși, te simți pierdut așa într-o lume în care ai fost și trebuie să te readaptezi. Iar într-o săptămână sau în 5 zile este practic imposibil. Fetele ce fac? Fetele sunt bine. Vorbesc cu ele destul de des. Sunt puternice, se antrenează, își găsesc motivație, le fac în fiecare duminică un program pe săptămâna următoare, astfel încât ele, fiind și fete, trebuie să facă sport, indiferent de locul unde sunt, pentru că sunt fete și, în primul rând, sunt niște doamne sau domnișoare care trebuie să arate bine. Apoi, practic, se leagă cu sportul și... Da, chiar... Sunt bucuros când le aud și că se simt bine. Sunt cele de afară care au plecat, pe Petra și cu Ines, care și ele sunt ok. Petrovic a plecat în Serbia, a băgat-o în izolare 14 zile când a ajuns. Dar sunt bine, toate sunt ok, toate fetele sunt ok. Apropo așteaptă, de... îmi zic... Mai stăm, trebuie să stăm, asta e. Avem. Apropo de programul ăsta, eu n-am făcut sport de performanță la nivel de seniori, dar mă gândesc că exercițiile prescrise de orice preparator fizic, antrenor, nu suplinesc totuși ritmul ăla de joc pe care trebuie să-l aibă un sportiv obișnuit să joace, eu știu, miercuri, duminică, în cazul fotbaliștilor, sau în fiecare săptămână, câteodată de 3 ori în 10 zile, în cazul handbalistelor. Da, asta e clar. Păi nu, programul ce le dau eu acum, sau indiferent, și domnul Timiș poate să confirme, pentru că a trecut mult prin sport și practic astea sunt programe de vacanță, de întreținere și de menținere a tonusului oarecum așa. Dar nu ai cum, este practic imposibil să fie la fel cu ceea ce faci în timpul unui antrenament normal. Da, am o întrebare pentru amândoi, să-mi spuneți dacă aveți, evident,
sporturile sunt diferite, dacă aveți vreun meci la care vă uitați așa zilele astea, un meci pe care să-l considerați ca pe un film de Oscar, să-l vedeți, să puteți să-l vedeți de, eu știu, două ori pe lună. Și dacă ați făcut exercițiul ăsta în perioada asta de autoizolare? Eu l-am făcut. Eu, dacă sunt fan Liverpool, îți dai seama că am urmărit... A, v-ați uitat la ala din 2005, sigur. L-am ghicit din prima. Acel, da, da, da. Meciul de referință și, bine, și tot parcursul european în ultimul an al celor de la Liverpool. Da, sunt... E clar că diferența este enormă dintre noi și ei și chiar că este ca un film. Asta e. Da, am văzut că și la ei e o indecizie totală. Se ceartă atât reprezentanții cluburilor între ei, cât și reprezentanții cluburilor pe de o parte și liga pe de cealaltă parte. Adică toată lumea se lovește de diferent de asta de păreri. Păi tot timpul o să fie. E și foarte greu de luat o decizie. Nu ai toți... Nu cunoști exact problema, cum se va sfârși și cât de repede. Dar uite, mă uitam la cei de la Bayern Munich, au început antrenamentele. Și Schalke a început antrenamentele. 4-5. Poftim, deci se poate. Iar ce l-a întrebat și pe Coco mai devreme, niciodată antrenamentul ăsta nu se compară cu... Și în vacanță, când eram în vacanță, tot mai alergai pe undeva. Acum ești obligat să faci în casă, e... Exact, de întreținere. A punctat foarte bine. Da, domnule Mihăilă, aveți vreun meci așa la care vă place să vă mai clătiți ochii, cum zicem noi, din când în când? Un meci de care nu vă plictisiți niciodată? Am făcut și de felul meu sunt tot timpul pozitiv și încerc să mă încarc cu lucruri pozitive. Le pun fetelor duminica un meci să-l analizeze și ele din... ceea ce am jucat noi până acum. Eu am două meciuri la care mă uit. Unul este meciul cu Slovenia, când am antrenat echipa națională de tineret la Pitești, când ne-am calificat după 10 ani la un campionat mondial. Și al doilea este meciul cu Vâlcea de acasă, pentru că acum sunt la fete și chiar am trăit un moment extraordinar atunci și... M-am uitat, cred că nu de două ori, de a patra sau a cincea oară când m-am uitat la meciul ăla. Cam astea două au fost și cred că mă voi mai uita la ele de acum încolo, până ieșim din treaba asta. Da, la filme, bănuiesc că în perioada asta devenim toți, Volens, Noles și cinefili. Toată lumea bănuiesc că se uită la filme. Aveți așa niște filme pe care le-ați revăzut sau le-ați văzut în premieră zilele astea? Păi da, suntem cinefili, bucătari, gospodari, mai nou frizeri, că de-aia stau cu șapca pe cap. Da, mă uit și la filme, îți dai seama, la seriale. La ce filme vă uitați? Acum, la modă. Poate ne veniți cu câte o recomandare. Eu, de exemplu, m-am săturat de Johnny Bravo, de desene animate. Eu mă uit la desene. Mă uit cu desene. Spion deghizat, super. E foarte reușit. Ăla cu Leslie Nielsen. Eu știu că e cu Will Smith. Ah, cu e de desen animat, animație. Am înțeles. Domnul Mihăilă, la ce se uită? Da. Eu uite ca să vezi că nimic nu e întâmplător și mă asociez cu domnul Timiș, citesc asta. Îl aveți pe domnul Jürgen acolo. Am citit-o. Deci e provocare. Scuze-mă, e provocare acum. Trebuie să citesc de handbal, corect. Da? Da, și chiar dacă prima parte a fost puțin plictisitoare, cred că tot e o chestie de motivare și de a merge mai departe într-o poveste. Acum a devenit foarte interesant. În rest, orice film bun găsesc, în special cele istorice, îmi plac mie, cu războaie, cu... este genul ăsta unde poți să găsești strategii. Mă uit la ele cu plăcere. Da, apropo de, poate se uită cineva care nu este neapărat microbist, domnul cu aliură de
tocilar așa, și ochelari era Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, a fost la Borussia Dortmund. Păi uite că am și ochelari aici, ca să da, știi. Da, da. Păi nu, că eu îi port zilnic, așa că mă identific. Iată că mi-a trecut, ții minte, acum vreo două săptămâni, domnul Timiș, până să intre regulile astea, domnul Timiș trebuia să fie prezent la noi în studio și cerusem până chiar să fie la modă la alte televiziuni, îi cerusem un prim 11 ideal. Pe dumneavoastră vreau să vă întreb, că tot ați trecut așa la fete, pe cine ați alege într-o echipă ideală dintre Karabatic și să zicem Cristian Neagu? Într-un prim 7 ideal. Ia și alege pe amândoi. Păi n-aveți voie pe amândoi. Și centru. Da, n-aveți voie pe amândoi. Și centru. Da. Karabatic joacă și coordonator de joc și Neagu interstângă. Deci ar găsi loc așa. Întotdeauna să fim... Doar, trebuie să alegeți dintre astea două nume. Da, eu aleg normal pe Cristina Neagu pentru că e româncă, a reprezentat România în anii ăștia cu cinste, a fost și declarată cea mai bună jucătoare a lumii. Deci trebuie să existe și momente în care să ne mândrim și din punct de vedere eu aleg normal pe Cristina Neagu. Aveți așa un prin 7 ideal pe care l-ați folosit, să zicem, într-o lume ideală? V-ați făcut vreodată așa o schemă? Nu m-am gândit la asta. Eu dau din casă, domnul Timiș mi-a oferit acum vreo două săptămâni, cum spuneam, am păstrat 11 la ideal. Pentru cine așa? Pentru nostalgici. Fel, că m-ai rugat tu, că nici eu nu m-am gândit. Da, pentru nostalgici, Iker Casillas sau Vasile Iordache, Dani Alves, Zambrota, nu era hotărât, Van Dijk și cu Chiellini în centru, sau Maldini, Roberto Carlos, Gullit, Xavi sau Iniesta, Zidane, Hagi, Laudrup, Ronaldinho, Johan Cruyff și Messi, Ronaldo Nazario, eu pe ăsta l-aș fi pus titular, e fotbalistul meu preferat din toate timpurile. Ronaldo ăla, adevăratul, pe care îl știe... Ești mai tânăr. Da. Păi, nu l-am prins. Domnul Timiș a făcut o îmbinare, mă, între tinerețe și experiență. N-ai exact. Păi, la un moment dat eram invidios eu pe prietenii mei mai mari. Mai echilibrată echipa. Da. Sunt invidios și acum pe prietenii mai mari care au prins, au apucat să vadă așa Brazilia la 82, despre care se spune că a fost cea mai frumoasă echipă. Da. Noi care n-am trăit vremurile alea, prindeam bulgarii, dar n-aveam ochi să văd fotbalul la anii aia. Luăm o pauză de publicitate și ne întoarcem în câteva minute. O să ne întoarcem de data aceasta 4, ne multiplicăm.